După cum relatează evanghelistul Matei, când vineri dimineața Iisus a fost adus de către arhierei și bătrâni, însoțiți de popor în fața lui Pilat, fiindcă de sărbătoarea Paștilor care cădea în ziua următoare, dregătorul avea obiceiul să elibereze mulțimii un întemnițat pe care îl voiau, având atunci în închisoare un vinovat vestit pe nume Baraba, Pilat i-a întrebat: pe cine voi să vi le liberez, pe Baraba sau pe Iisus, care se zice Hristos, adică Mesia? Însă arhierei și bătrânii au ațățat, au convins mulțimile ca să ceară pe Baraba, iar pe Iisus să-l piardă. Prin urmare, aceia au răspuns: pe Baraba îl dorim. Pilat a continuat: dar ce voi face cu Iisus, cel ce se cheamă Hristos, adică Mesia acesta al vostru? Toți au răspuns într-un glas: să fie răstignit. Atunci le-a eliberat pe Baraba, iar pe Iisus l-a biciuit și l-a dat să fie răstignit. Evanghelistul Marcu aduce precizarea suplimentară că Baraba era închis împreună cu niște răzvrătiți care în răscoală săvârșiseră ucidere. Iar Luca notează și el că Baraba era aruncat în temniță pentru o răscoală făcută în cetate și pentru omor. Cât despre evanghelistul Ioan, el precizează concis, dar ambigu, că Baraba era tâlhar. Pentru a înțelege cine era cu adevărat Baraba, trebuie să facem un excurs în istoria iudeilor. Aceștia, fiind un popor mic, se aflau mai mereu sub talpa unui imperiu din apropiere. De exemplu, în secolul II înainte de Hristos, se aflau sub dominația Imperiului Seleucid, urmașul Imperiului Grecesc. Iar unul dintre împărații acestuia, Antioh al IV-lea Epifanes, care a domnit între anii 175 și 164 înainte de Hristos, a rămas celebru pentru că a emis decrete prin care interzicea multe practici tradiționale iudaice. Iar ca bomboană pe colivă a adus ca jertfă pe altarul templului din Ierusalim porci. Știm că porcul era un animal socotit necurat de evrei după legea veche. Și mai mult decât atât, i-a stropit cu sângele aceste jertfe pe evrei. Revolta pornită în anul 166 de Iuda Macabeul a eliberat în anul 164 Ierusalimul și a restabilit cultul iudaic în templu. Asemenea lui Iuda Macabeul, orice erou al luptei pentru păstrarea identității religioase și etnice a poporului evreu era considerat un om zelos sau un zelot. De aceea, când Pompei a cucerit Ierusalimul în anul 64 înainte de Hristos, el a executat pe cei mai fanatici revoluționari, pe zeloți, pentru că știa că aceștia vor aprinde flacăra unei revolte ulterioare. În vremea lui Irod Idumeul, cel care a ucis pruncii atunci când s-a născut Hristos, deci în vremea acestuia, care era un vasal al Romei și un admirator al civilizației romane, reacția zeloților a dobândit anvergura necesară constituirii într-un grup organizat. Autoritățile romane nu puteau să fie tolerante cu partida zeloților, întrucât aceștia aveau drept scop principal tocmai înlăturarea stăpânirii străine și nu admitau colaborarea cu administrația imperială. Ca atare, gruparea zeloților nu s-a putut organiza oficial și transparent, rămânând în subteranul vieții publice. Un iudeu putea avea o anumită identitate publică, de exemplu fariseu sau saducheu, în vreme ce într-ascuns putea să acționeze ca zelot. Cu cât opresiunea stăpânitorilor creștea, cu atât se intensificau așteptările și fervoarea mesianică. Însă pentru că evreii se depărtaseră mult de duhul profeților Vechiului Testament, de spiritualitatea autentică, așteptările lor în privința lui Mesia erau în conformitate cu această stare de lucruri. Anume, ei considerau că Mesia trebuie să fie un luptător puternic, un capabil conducător politic și de oști, un supererou capabil să învingă și să alunge pe cotropitori.
Chiar în cercul ucenicilor lui Iisus întâlnim un fost zelot, Simon, tocmai de aceea purtând și această poreclă de zelotul. Unii sunt de părere că și apostolul Pavel, înainte de convertire, ar fi aparținut unei grupări fariseice zelote. Iar alții cred că și Iuda Iscarioteanu ar fi făcut parte dintr-o grupare zelotă. Iisus însă s-a delimitat de un astfel de mesianism cu caracter naționalist și politic și militar și a refuzat să politizeze sau să militarizeze activitatea, misiunea sa. Acest lucru se distinge cu claritate parcurgând Evangheliile. De exemplu, la finalul episodului înmulțirii celor 5 pâini de orz, când oamenii, văzând minunea pe care a făcut-o Iisus, ziceau, acesta este într-adevăr prorocul, adică Mesia cel mult așteptat, care va să vină în lume. Cunoscând deci Iisus că au să vină și să-L ia cu sila ca să-L facă rege, adică să-L pună conducător politic, s-a dus iarăși în munte El singur. Sau când Iuda, venind cu oaste în grădina Ghețimani și aceia au pus mâinile pe Iisus și L-au prins, unul dintre cei ce erau cu Domnul, întinzând mâna, a tras sabia și, lovind pe sluga arhiereului, i-a tăiat urechea. E vorba de Sfântul Petru. Atunci Iisus, punând în mod minunat la loc urechea aceluia, l-a trezit pe corifeul apostolilor la adevărata realitate. Întoarce sabia ta la locul ei, că toți cei ce scot sabia de sabie vor pieri. Sau ți se pare că nu pot să rog pe Tatăl meu să-mi trimită acum mai mult de 12 legiuni de îngeri? Dar pentru revoluția interioară nu e nevoie de legiuni de soldați. Apoi Iisus aplică o corecție și mulțimilor. Ca la un tâlhar ați ieșit cu săbii și cu ciomege ca să mă prindeți. În fiecare zi ședeam în templu și învățam și n-ați pus mâna pe mine. Adică le spune, m-ați văzut pe mine vreodată cu sabia sau cu ciomagul în mână? Singura mea armă a fost cuvântul lui Dumnezeu, înțelepciunea divină. De fapt, tot în grădina Ghețimani, așa cum aflăm din Evanghelia după Ioan, când Iuda împreună cu oastea și slujitorii de la arhierei și farisei au venit acolo cu felinare, cu făcli și cu arme, Iisus i-a întâmpinat întrebându-i pe cine căutați. I-au răspuns pe Iisus Nazarineanu. El le-a zis, eu sunt. Și când le-a spus, eu sunt, ei s-au dat înapoi și au căzut la pământ. Și iarăși a întrebat, pe cine căutați? Iar ei au repetat, pe Iisus Nazarineanu. Le-a răspuns Iisus, v-am spus că eu sunt. Deci dacă mă căutați pe mine, lăsați pe aceștia să se ducă. Și s-a predat lor. Vedeți, prin faptul că atunci când le-a spus eu sunt, ei s-au dat înapoi și au căzut la pământ, Iisus le-a dat o ultimă șansă de a-L recunoaște în El pe Cel ce îi spusese lui Moise în rugul ce ardea și nu se mistuia, eu sunt Cel ce sunt. Eu sunt Mesia care nu fac uz de puterea mea dumnezeiască pentru a vă forța să credeți, ci vă respect libertatea, căci o revoluție interioară se pornește doar prin liberă decizie. Dacă ar fi folosit puterea sa dumnezeiască, Iisus ar fi cucerit lumea instant, dar ar fi fost doar un super Alexandru cel Mare. De fapt, evreii îl voiau pe Iisus un mega David, unul care să restaureze regatul părintelui nostru David de odinioară, al regelui profet. Iisus îi făcuse clar lui Pilat, împărăția mea nu este din lumea aceasta. Dacă împărăția mea ar fi din lumea aceasta, slujitorii mei s-ar fi luptat ca să nu fiu predat iudeilor. Se crede că această poziție pur spirituală, fermă, neechivocă a lui Iisus, l-a dus în cele din urmă pe Iuda la cunoscutul gest de trădare. Pentru zeloții acelei epoci, oameni cu o beată brumă de spiritualitate și aceea mult strâmbată de farisei și cărturari, departe de duhul autentic al profeților Vechiului Testament, orice renunțare la ideea revoluționară și orice refuz al confruntării active cu puterea cezarului însemna în esență o trădare a neamului și a credinței părintești. Cuvintele lui Iisus, dați cezarului ce este al cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu, era posibil să fi fost socotite de către aceste cercuri drept un gest de reconciliere cu romanii.
Cercurile zelote nu puteau niciodată să-și închipuie și mai ales să accepte diferența pe care o făcea Iisus între puterea politică și puterea lui Dumnezeu. Orică instaurarea împărăției lui Dumnezeu în lumea aceasta este de altă natură și nu comportă procesele social-politice obișnuite și activități revoluționare. Pentru Iisus, împărăția lui Dumnezeu era un fapt istoric, nu însă și lumesc. De aceea le spune și ucenicilor, voi sunteți în lumea aceasta, dar nu sunteți din lumea aceasta. Era o problemă, de fapt, de transformări duhovnicești lăuntrice, cu urmările lor istorice și sociale corespunzătoare, dar nu așa cum le înțelegeau zeloții. Autoritatea și puterea statală, ca și naționalismul, nu are nicio legătură cu chemarea la pocăință și sfințirea lăuntrică. Aplicarea sau neaplicarea legilor unui stat trebuie, aparține de drept cezarului. Schimbarea vieții lăuntrice, a viziunii, ceea ce grecii numesc metanoia, sfințirea ei, aparțin individului, alegerii sale libere și aparțin arealului Duhului Sfânt, împărăției lui Dumnezeu. Se pare că la un moment dat și Ioan Botezătorul a fost influențat de acest zelotism care concepea un Mesia politic, căci auzind Ioan în închisoare despre faptele lui Hristos, a trimis pe doi dintre ucenicii săi ca să-l întrebe, tu ești cel ce vine, cel mult așteptat, tu ești Mesia, sau să așteptăm pe altul? Iisus a înlăturat orice posibilă ambiguitate, răspunzând, merge și spuneți lui Ioan cele ce auziți și vedeți. Orbii își capătă vederea, șchiopii umblă, leproșii se curățesc, surzii aud, morții înviază și săracilor li se bine vestește. Și fericit este acela care nu se va zminti întru mine. Adică le spune, vedeți că eu nu operez cu puteri omenești, cu leacuri doctoricești. Prin urmare, fericit este cel ce nu se va zminti că nu sunt un Mesia politic sau militar. Având în vedere cele spuse până acum, devine clar că Baraba era un zelot, un rebel, un revoluționar, un erou în ochii poporului. De aceea, când Pilat s-a oferit să le elibereze evreilor un întemnițat de Paști, după cum era obiceiul, mai marii poporului au știut pe cine să ceară, astfel ca oamenii să fie mai ușor de convins să nu-l aleagă pe Iisus. Poporul îl iubea pe Iisus, dar îl iubea și pe Baraba, pentru că era un apărător al nației și al tradițiilor bătrânești. Deci poporul iubea pe amândoi. Ambii și-au pus viața pentru popor, dar fiecare într-un mod complet diferit. Cum evreii așteptau un Mesia politic revoluționar, Baraba se apropia de acest tip mesianic din imaginația evreiască și, cine știe, eliberarea l-ar fi putut propulsa pe o astfel de traiectorie. Ceea ce e și mai uluitor e faptul că dacă Iisus era fiul Tatălui, cel din veșnicie, cu F mare și cu T mare, numele lui Baraba înseamnă exact fiul Tatălui, Bar-Aba, Bar-Ava, fiul Tatălui. Vedeți, spectaculos! Deci Iisus era într-adevăr fiul Tatălui și iată, Baraba ca și nume înseamnă exact același lucru, fiul Tatălui. Și mai interesant este faptul că în manuscrise vechi, ale Evangheliei după Matei, pentru că e singura care se bucură de această calitate, Baraba poartă două nume. Numele Baraba, de fapt, e patronimul, era numele tatălui lui, dar pe el îl chema, nu o să vă vizine să credeți, îl chema tot Iisus. Deci avea numele Iisus Baraba. Iisus era un nume uzual în poporul evreiesc. Vă amintiți, de exemplu, în Vechiul Testament, îl avem pe Iisus Navi sau Iosua Navi, că evreii pronunță Iisus în felul ăsta, Iosua, Iehoșua Navi. Și îl avem acolo și pe Iisus Sirah, da, Iisus fiul lui Sirah. Deci acest nume era uzitat în popor, dar ulterior, pentru că această omonimie ar fi furnizat muniție dușmanilor creștinilor, Origen, de exemplu, salută omiterea intenționată a lui Iisus
din unele manuscrise ale Evangheliei după Matei, care lasă doar patronimul Barabas acolo. Exegetul Alexandrin vede în asocierea celor două personaje, Iisus și Baraba, un mister și un simbol. Vedeți așa cum a lucrat pronia lui Dumnezeu, cum a pus pronia lui Dumnezeu față în față pe acești doi oameni care aveau foarte multe lucruri în comun, dar într-adevăr aveau și ceva care radical îi deosebea. Dar iată aici câte puncte, deci spune Origen, aceasta e un mister și un simbol. Baraba avea o reputație pentru revoluție, pentru război, pentru ucidere, pentru violență. Iisus avea o reputație opusă, el era omul păcii și al învierii. Dacă Baraba ucidea, Iisus învia. Acum mulți ani am citit următorul aforism. Politicienii ne-au învățat să votăm. De 2000 de ani votăm Baraba. Dar ne punem întrebarea de ce? Vedeți, Baraba e simbolul revoluției exterioare, pe când Iisus e simbolul revoluției interioare. Între cele două, omul alege revoluția exterioară, deoarece ea presupune schimbarea unui regim politic cu altul, schimbarea unor legi cu altele, pe când revoluția interioară presupune schimbarea unei mentalități, a unor obiceiuri, cu o altă mentalitate, cu alte obiceiuri, ceea ce presupune efort, strădanie, suferință, jertfă. Adevăratele schimbări merg din interior spre exterior. De aceea omul neduhovnicesc se amăgește la fiecare noi alegeri că viața lui o să se schimbe prin schimbarea celor din funcții și a legilor. Dar schimbarea legilor statului și a oamenilor care conduc statul nu poate aduce decât cel mult schimbarea ta exterioară, sub nicio formă pe cea interioară. Aceasta o poți face doar tu pe propria piele. De aceea Domnul ne învață, curăță întâi partea dinăuntru a paharului și a blidului ca să fie curată și cea din afară. Sau scoate întâi bârna din ochiul tău și atunci vei vedea să scoți paiul din ochiul fratelui tău. Un înțelept din antichitatea prehristică și-a învățat auditorii: nu-ți place lumea în care trăiești? Schimbă-te pe tine însuți. Vedeți un răspuns care pare paradoxal, pare ciudat. Dar vedeți, să facem o analogie. Dacă pământul e plin de spini, iar tu ești desculț, tu ai două variante pentru a nu te înspina. Fie să cureți întregul pământ de spini, fie să scroiești niște opinci sau papuci. Vedeți, adepții revoluției exterioare sunt cei care încearcă de milenii să curețe pământul de spini, dar vedem bine cum stau lucrurile. Marea resetare aflată astăzi în desfășurare e de fapt o revoluție care a început de multe decenii, însă silențios. Revoluție care se numește globalizare și pe care am putea o numi revoluție tehnocratică și transumanistă. Vedeți ce s-a întâmplat? Cele mai celebre revoluții din istorie au fost Revoluția franceză de la 1789 și Revoluția bolșevică de la 1917. Amândouă aceste revoluții s-au făcut printr-o violență extremă, cu nenumărate victime. Dar, în final, ei n-au putut să dobândească, să creeze un om nou, așa cum au voit. Pe moment au deformat viețile unora care sub presiunea celor forțe nebănuite, forțe negative nebănuite, pe moment s-au plecat în fața noii ideologii, dar în fond au făcut-o doar de frică, n-au făcut-o din vreo convingere. Și atunci, unii dintre ideologii aceștia ai revoluției au zis: acum următoarea mare revoluție pe care va trebui să o facem, nu mai putem să o facem doar prin forță. Într-adevăr, o să operăm, o să folosim frica, dar forța nu mai trebuie să o folosim cum au folosit-o deja de două ori, pentru că am văzut că n-am rezolvat nimic. Între aceștia, de exemplu, se aflau Antonio Gramsci și Gheorg Lukács, cum se cheamă, un revoluționar ungur, fiul unui banchier evreu ungur. Și atunci aceștia au zis: nu mai trebuie să procedăm așa cum au procedat înaintașii noștri, ci noi trebuie să lucrăm la mentalitatea oamenilor, trebuie să le schimbăm oamenilor ideile, trebuie să le deformăm viziunea. Și atunci când vom reuși aceasta, atunci revoluția noastră va avea în final succes. Și vedeți ceea ce se întâmplă în aceste zile.
Ceea ce se întâmplă acum, da, sunt roadele unor lucrări de multe decenii, care au început acum multe decenii, printr-o revoluție tăcută. Această revoluție, vedeți, care, să zicem, o vedem în anii 60 cu hipioții, cu libertatea zisă sexuală și cu toate și toate alte libertăți care, de fapt, au distrus libertatea interiorului omului, au distrus spiritualitatea acestuia. Acum, nu este timp suficient să discutăm despre un subiect anume, că orice revoluție care s-a făcut pe pământ n-a fost o revoluție spontană, n-a fost făcută de mase, ci masele de oameni au fost doar o masă de manevră în mâna unor oameni care au clocit de foarte multă vreme niște planuri și care s-au folosit de izbucnirile acestea de nemulțumire ale maselor, de aceste valuri, pe care le-au direcționat în contravoit ca să schimbe puterea politică și legislația. De exemplu, sunt mai mulți istorici, în general de factură catolică, și aceștia, vorbind despre Revoluția franceză, au arătat foarte clar că, cu mult timp înainte, au existat multe loje masonice în Franța care au lucrat intens la pregătirea acestei revoluții, la susținerea ei și la continuarea ei. Pentru că, știți, în acei ani de după Revoluția franceză, cam în 4 ani au fost uciși cam 1 milion de oameni complet nevinovați. Și tot la fel, dacă ne uităm la Revoluția bolșevică, ea nu a fost făcută de mase nici ea, ci a fost făcută de un grup de oameni care s-au folosit de nemulțumirile oamenilor din popor și care s-au folosit de, au profitat, să spunem așa, de banii unor banchieri din Statele Unite și din Germania, care au finanțat pe ziși revoluționari, pe Trotsky, pe Lenin și pe ceilalți. Există, de exemplu, niște cărți ale unei autoare pe nume Nesta Webster, care, de exemplu, o carte e intitulată Revoluția Mondială, complotul împotriva civilizației, ea are mai multe cărți pe această temă și în care ea arată foarte bine argumentat acest fapt că toate zisele revoluții nu sunt spontane, ci sunt pregătite de un grup mic de oameni care se folosesc de un alt grup, de lachei, de actorii revoluției, și care folosesc ca masă de manevră populația care nu înțelege de fapt ce se întâmplă și de unde vin aceste trenduri, aceste tendințe. Așadar, la suprafață, vedeți în ziua de astăzi, noi la suprafață avem un neocomunism, un neomarxism nedeghizat, care face parte din schimbarea exterioară, care promite ca și părinților comunismul și marxismul marea cusarea. Comuniștii au fost oameni fără Dumnezeu, neocomuniștii de acum nu diferă cu nimic, doar că asemeni ucenicilor, fariseilor și cărturarilor sunt fii ai genei îndoit decât părinților. Lenin, Trotsky, Stalin n-au vrut să audă de Dumnezeu, de viața spirituală, n-au fost preocupați de viața lor interioară, de schimbarea lor, n-au lucrat deloc asupra lor, dovadă că au fost și au rămas niște monștri, niște criminali în serie. Schimbarea pe care au produs-o a fost doar prin forță brută, prin vărsarea sângelui a zeci de milioane de nevinovați. Ei au afirmat cu tărie că dacă prin lupta de clasă vor ucide pe dușmanii poporului, vor putea construi un paradis pământesc, ceea ce nu s-a întâmplat. Din contră, a ieșit un iad. Hristos Dumnezeu a arătat clar, fără mine nu puteți face nimic. Nu puteți schimba realmente în bine, un nivel, decât de pe nivelul superior lui. Adică nivelul acesta trupesc, material, nu poate fi schimbat în bine decât de pe un nivel superior spiritual. Altfel, noi facem doar cârpeli, doar improvizații care vor ceda iar și iar. Fața actuală a lumii, distrugerea, otrăvirea pământului, apei, aerului, e doar un indicator că cel căruia Dumnezeu a dat pe mână pământul, adică omul, și-a distrus și-a otrăvit viața interioară, același lucru aplicându-l apoi în exteriorul său, murdărind vasul sufletului, omul a murdărit apoi și vasul trupului și după aceea lumea înconjurătoare. Lenin și Trotsky au fost înlocuiți astăzi de Klaus Schwab și de Bill Gates, iar după ei va urma un nou Stalin. Cel care se înfoaie cei care se înfoaie în pene astăzi, cei care țanțoși declară cu emfază că până în 2030 vor opera marea resetare, vor aduce noul normal, nici măcar nu pomenesc de Dumnezeu, n-au pomenit vreodată Dumnezeu în proiectul lor, dar îmite să-i mai ceară ajutorul. Vedeți, când cineva mă întreabă dacă mâine voi fi în cutare loc, întotdeauna îi răspund,
cu mila lui Dumnezeu voi fi mâine acolo, sau dacă ajută Dumnezeu vor fi mâine acolo. Deși nu se întrevede niciun obstacol, niciodată nu afirm, sigur vin mâine acolo. Iar dacă un lucru atât de mic nu pot declara că îl voi face sigur, totuși acești granguri, acești păuni din elita globalistă satanistă n-au îndoieli că își vor duce la îndeplinire planurile trâmbițate deja, sfidând popoarele în general și inteligența fiecăruia în special, nemai luând în seamă faptul că pe aceștia nu i-a numit nimeni acolo, dar nu i-a ales nimeni, nu i-a pus nimeni acolo, s-au autonumit în acele funcții. Ca și revoluționarii francezi sau bolșevici, ei se cred deținătorii adevărului, având monopolul înțelepciunii. Ei procedează similar cu cei ce au ridicat turnul Babel, cu revoluționarii de la 1789 și cu cei de la 1917. Numitorul comun al acestora nu e doar sfidarea obraznică a lui Dumnezeu, ci și trufia încrederii nelimitate în sine, în propria deșteptăciune. Iar acestea din urmă vin tocmai din faptul că nu se cunoșteau pe ei înșiși, că n-au lucrat la schimbarea de sine. Pentru că, vedeți, noi, dacă nu putem să schimbăm, să spunem, avem un viciu și iată, sunt ani și ani și nu putem să ne schimbăm. Dar aminte atunci noi cum vrem să-i schimbăm pe ceilalți, cum vrem să schimbăm lumea? Da? Ce înșelare de sine? Așa cum am precizat deja, o schimbare autentică vine din interior spre exterior, nu invers. Dacă toți oamenii ar lucra la schimbarea de sine printr-o viață duhovnicească, după învățătura dată nouă de Hristos, toate celelalte se vor schimba de la sine. Ar dispărea hoții, de la banksterii internaționali, la politicienii și borfașii de cartier. N-ar mai exista lăcomie, războaie, nedreptate, înșelăciune, curvie. Singura revoluție care poate schimba lumea e cea interioară. Dacă moare omul tău cel vechi și înviază unul nou, lumea devine și ea pe cale de consecință nouă. Sfântul Serafin de Sarov arăta că dacă vei dobândi pacea Duhului Sfânt, ceea ce echivalează cu învierea ta, mulți își vor găsi pacea lângă tine. Sfântul Paisia Ghioritu îi scria unui corespondent: dacă vrei să ajuți biserica, îndreaptă-te pe tine însuți și imediat se îndreaptă o părticică a bisericii. Și dacă aceasta ar face-o toți, biserica ar fi îndreptată și prin aceasta lumea. Dar acești oameni care promit mare resetare, noul normal, nici nu pomenesc ceva de vreo schimbare interioară, ci doar de impuneri forțate din exterior a unor legi clocite de mințile lor diabolice, dar mai bine zis, de mințile stăpânite de demonii din văzduh. Aceste legi vor aduce într-adevăr o schimbare, dar în mai rău. Vorbind prorocește despre vremurile de pe urmă, Sfântul Nil Atonitul arăta că se vor face oamenii mai rău decât dracii, fiindcă dracii n-au trup să curvească și să ucidă, ci numai la nivel de gând îndeamnă pe oameni să facă aceasta. Când nu pui în lucru revoluția interioară, alții vor opera asupra ta prin revoluția exterioară, cu rezultatul zugrăvit de puznicul Nil. Noi revoluționari vor fi la fel de nemiloși cu opozanților ca și cei care i-au precedat, francezi sau bolșevici, dar cu mijloace mai subtile. Toți cei care au alte păreri vor fi catalogați drept dușmani ai poporului. Popor somnolent care va fi manipulat să-i urască. Vedeți, nu porți mască, nu iei doza sau boosterele, refuz testele PCR, nu ești de acord cu închiderile în casă, cu politicile climatice, alimentare, energetice, sexuale, de gen, ești dușman al poporului. Iar dușmanii de clasă, știm de la Marx, trebuie exterminați. Dar de această dată nu cu ghilotina, ca la 1789, sau cu pistolul, ca la 1917, ci prin izolare, prin interzicerea accesului la resursele necesare supraviețuirii. Dar are de ce poporul va fi de acord cu noi ideologi? Pentru că revoluția exterioară e facilă, nu necesită efort și jertfă din partea ta, precum cea interioară, ci doar conformism și supunere. Ți se promite bunăstarea fără ca tu să miști un deget. Te vei bucura de pâinea și circul de proastă calitate pe care ți le vor furniza gratis. Ce mai contează că sunt de proastă calitate? Ce mai contează că nu ți-au cerut părerea, că ți-au sfidat inteligența?
Ce mai contează libertatea și demnitatea pe care le-ai dat la troc în schimbul unui confort de hamster în cușcă, de papagal în colivie? Datorită faptului că viața duhovnicească se degradase progresiv în Imperiul Bizantin, că revoluțiile interioare aproape încetaseră, Dumnezeu a îngăduit ca otomanii să se înstăpânească asupra lui. Revoluția exterioară nu va fi mai posibilă timp de multe veacuri. Realist vorbind, aici mă gândesc la revoluțiile grecești de la 1821, adică din punct de vedere militar. În acest punct, orice creștin autentic înțelegea că doar pentru revoluția interioară merită să te străduiești. Cel mai bun exemplu în acest sens îl constituie viața Sfântului Agapie, prăznuit pe 1 martie, un trăitor al schitului Colciu din Sfântul Munte de la sfârșitul secolului XVIII. În timpul unui atac al turcilor, Sfântul Agapie a fost prins de musulmani, vândut și ținut în lanțuri ca rob timp de 12 ani. În timpul acesta, el i-a slujit atât de bine pe musulmanii care îl cumpăraseră, încât aceștia i-au îngăduit mai multă libertate decât oricui alt rob pe care le aveau. După un timp, Sfântul Agapie a fost eliberat din robie în mod minunat printr-o minune a Maicii Domnului. El a fugit în secret și s-a întors în Sfântul Munte la bătrânul său. Acesta l-a certat cu asprime pentru că fugise și l-a trimis înapoi, cerându-i să nu pricinuiască vreo pierdere turcului care îl cumpărase. Ca un adevărat fiu al ascultării, Sfântul Agapie s-a întors la stăpânul său fără să cârtească. Când a sosit și a povestit tot ce se întâmplase, turcul și familia lui au fost uluiți de virtutea acestor creștini și l-au ținut la și mai mare respect și onoare. Ascultarea călugărului față de bătrânul său a servit ca început pentru convertirea la credința creștină a stăpânului său, care după câtva timp, împreună cu doi dintre fiii săi, nu numai că s-au botezat, dar au venit cu Sfântul Agapie în muntele Athos, unde au primit tunderea în monahism din mâinile lui. Când Agapie a făcut ascultare de bătrânul său și s-a întors la cei cărora le era rob, deși Maica Domnului îl eliberase în mod minunat, atunci revoluția interioară a lui Agapie și-a atins țelul. Ea a declanșat revoluția interioară a celor de lângă el. Marx a folosit conceptul de revoluție continuă. El e foarte potrivit pentru viața noastră lăuntrică, căci progresul în cele duhovnicești e infinit. În revoluția interioară, vechiul regim, care trebuie răsturnat, îl constituie patimile și concepțiile noastre greșite. În revoluția exterioară, pentru a-i asigura continuitatea, trebuie inventați mereu noi dușmani ai poporului. Cei care nu sunt de acord cu noile politici și ideologii, tot mai absurde, clocite sau inspirate celor aflați la butoane. Pe când, vedeți, în revoluția interioară, noi dușmani sunt mereu patimile și demonii care se împotrivesc schimbării tale lăuntrice. Precum spusese Caiafa despre Iisus că mai bine să moară un om pentru popor decât să piară țara și neamul, așa vor afirma și noile caiafe, această elită globalistă satanistă, despre noi dușmani ai poporului. Așa cum atunci, ucigându-l pe Iisus, problemele poporului iudeu nu s-au terminat, ba din contră, tot la fel până astăzi. Din păcate însă, un element comun cu poporul din vremea aceea și cu poporul de astăzi este faptul că poporul va fi mereu convins sau constrâns de Caiafe, mai ales acum prin mass media, prin lumea afacerilor, prin manipulare, să aleagă calea lui Baraba. Preasfințitul Sebastian al Slatinei atrage atenția asupra ce s-a ales de opțiunea iudeilor, de faptul de a-l alege pe Baraba. Dacă de Baraba n-a mai auzit nimeni niciodată după aceea, în schimb Hristos, piatra aceea din capul unghiului, deși omorât de iudei și încă prin moarte de rușine pe cruce, a înviat și a ajuns în centrul istoriei. Schimbările exterioare nu durează, de aceea e nevoie mereu de altele și altele, pe când schimbările interioare rămân pentru veșnicie. Preasfințitul Sebastian mai notează, deși Baraba s-a dovedit o alegere neinspirată, s-au găsit destui dispuși ca peste veacuri să-l prefere tot pe el. Eu aș zice, nu destui, ci cei mai mulți. Și așa va fi din păcate până la sfârșitul veacurilor,
Da? Că a zis Hristos, nu te teme, turmă mică, ca binevoit Tatăl să vă dea împărăția. Toate acestea culminând cu alegerea lui Antichrist ca președinte al lumii, al guvernului mondial, ba mai mult cu adorarea, cu zeificarea lui. Acest fals Mesia, îndelung așteptat de evrei, va fi ultimul Baraba din istorie. Să mai notăm și că aceia care n-au purces la revoluția interioară vor fi prinși de vraja revoluției exterioare, căci oricum trebuie să facă și ei ceva. Dacă nu vrei să te revoluționezi înăuntru, trebuie să participi la revoluțiile exterioare. Există trei motive pentru care oamenii nu se schimbă. 1. Pentru că nu știu că este posibil, și aceasta e, desigur, din ignoranță duhovnicească, pentru că prin Harul Dumnezeu toate sunt cu putință. 2. Pentru că nu-și doresc suficient. 3. Pentru că nu înțeleg cum e posibil pentru ei. Vedeți, vine diavolul și te încurcă în unul dintre aceste trei feluri, numai să nu începi revoluția interioară. De acest lucru, deci, profită mai mare aceste lumi și angrenează pe oameni în revoluție exterioare, a căror rezultat istoria îl consemnează iar și iar. Adică doar vărsări de sânge inutile. În Patericul Solovețului citim despre un monah pe nume Teofan, că era deloc din părțile Ucrainei, provenind dintr-o familie de țărani. La 12 ani, el și-a pierdut ambii părinți, rămânând orfan împreună cu un frate mai mic și cu o soră. La 16 ani, Teofan s-a apucat să lucreze pământul. Odată pe când se afla pe câmp, o lumină dumnezeiască i-a inundat sufletul, Harul Dumnezeesc. O umilință deosebită i-a umplut inima și în aceeași clipă a deshămat boii, a lăsat pământul, plugul și fără să-și mai a rămas bun de la fratele și sora lui, mânat de dragostea lui Hristos, a părăsit locurile de baștină. Vedeți, dar astfel de cazuri sunt excepții binecuvântate, hărăzite celor ce au ochi să vadă și urechi să audă. Hristos ar putea proceda la fel cu fiecare, însă atunci n-ar mai exista libertate. Chiar și cel mai înrăit globalist neomarxist, dacă ar fi atins în inima lui de Har Dumnezeesc, ar arunca toate, ar abandona diabolica revoluție silențioasă în care este angrenat și ar lua calea mănăstirii. Dar Dumnezeu ne-a înzestrat cu rațiune și libertate și după principiul bate șaua să priceapă iapa, Dumnezeu a ales și colo câte un om prin care să ne arate, să ne vorbească despre lumea lui. Părintele Gherasim Iscu, fostul stareț al mănăstirii Tismana, a trecut prin iadul de la canal, unde delatorii l-au turnat de mai multe ori că oficează spovedanii și împărtășanii. Drept urmare, a fost bătut, izolat, înfometat, terorizat peste teroarea generală. Ascetul îmbunătățit într-o cele sfinte s-a îmbolnăvit de tuberculoză, a căzut la pat și aproape muribund a fost transferat în lagărul de la Târgu Ogna ca să moară umanitar. Unul dintre împreună pătimitorii de acolo își amintește: m-am apropiat de părintele Gherasim ca să văd cum este. M-a simțit și a deschis ochii mari, negri, adânci. M-a întrebat: ai venit? Să știi că mă bucur, însă eram departe, în locuri de verdeață, de cântec și de mireazmă, făurite din lumini. Acolo e minunat, e pace. De fapt, nu se poate exprima ce e acolo. E atâta fericire, încât chiar bucuria de a te vedea acum e o suferință prin contrastul dintre cele două lumi. Am certitudinea vieții veșnice, avea deja experiența lumii de dincolo, am certitudinea vieții veșnice, particip deja la ea. Nu mă sperie nici judecata, că-și merg cu cuget zmerit, cu nădejde, numai în mila și darul Domnului. Și uite ce spune mai departe acest om care vedea lumea nevăzută, spune: duhurile întunericului stăpânesc acum pe oameni, adică pe cei care conduc lumea. Deci, conducătorii acei lumi de atunci, acum lucrurile sunt mai valabile, ne spune: duhurile întunericului stăpânesc acum pe oameni. Iar acum, în vremurile noastre, și mai abitiri prin această elită globalistă satanistă. Și slugile ei din fiecare țară și așa derulează revoluția aceasta a marii resetări. Dar continuă părintele Gherasim: dar să nu vă temeți, Hristos este aproape, cercetează lumea. Iar lumea are nevoie de multă suferință, că suferința e șansa de a începe revoluția interioară.
Dușmanii, continuă el, ateii conducători de țări și popoare, cred că noi creștinii am fost învinși, dar ei neagă lucrarea lui Dumnezeu în istorie și nu cunosc căile lui. Azi suntem puțini, dar încă mai există credință în lume, încât lumea va fi izbăvită. Acum pare cu neputință, dar dincolo de mijloacele omenești, există o economie divină și ea va renaște omenirea. Am încheiat citatul. Rațional omenește, vorbind, pare imposibil. Dar ceea ce e cu neputință la oameni e cu putință la Dumnezeu. Noi nu ne rămâne decât să continuăm această revoluție interioară, care e calea arătată nouă de Domnul spre înviere. Vedeți, și aici există o asemănare între revoluția exterioară și interioară. Ele nu pot să ajungă la un succes fără un mare sprijin din exterior. Pentru aceste revoluții, printr-un sprijin omenesc, al ocultei, al puterilor ascunse, iar pentru noi, prin puterea dumnezeiască. Nu putem să realizăm, într-adevăr, revoluția interioară fără acest ajutor al Dumnezeu. Arhimandritul Serafim Alexiev arăta că dacă Mântuitorul nostru Hristos n-a făcut nimic pentru schimbarea revoluționară a condițiilor păcătoase ale acestei lumi. Vedeți, unii oameni ar fi așteptat de la Hristos să le schimbe nivelul de trai, da? Să trăiască mai îmbelșugat, fără lipsuri. Dar vedeți, omul, cu cât e mai îmbuibat, cu atât se împietrește mai mult sufletește, cu atât nu mai apelează la Dumnezeu. Deci Dumnezeu, într-un mod proniator, nu vrea ca noi să trăim într-o mare îmbuibare și lux pentru ca am deveni și mai împietriți decât suntem. Deci spune Părintele Serafim, dacă Mântuitorul nostru n-a făcut nimic pentru schimbarea revoluționară a condițiilor păcătoase ale acestei lumi, potrivit cu ideile ecumeniștilor, asta nu e pentru că n-a putut să o facă, ci pentru că nu intra în planul divin. Scopul lui a fost să schimbe sufletul fiecărui om pentru veșnica mântuirea acestuia, în ciuda mediului plin de păcate în care se află. Și vedeți, tocmai de aceea, cu atât mai mult e valabilă această revoluție interioară, e validată de faptul că o face niște condiții exterioare potrivnice. Am încheiat citatul. Vedeți, cum am spus, dacă Iisus ar fi schimbat mediul, omul n-ar mai fi schimbat nimic în lăuntru său, precum Adam în Eden. Tocmai de aceea are dreptate romanahul Macarios de la mănăstirea Simonos Petras, după care creștinismul este un fel de doctrină revoluționară. Spiritul evanghelic înseamnă să mergi împotriva curentului, împotriva duhului acestei lumi. Aceasta se vede cel mai bine la anahoreți, căci pustia este loc al revoluției spirituale, nu loc de retragere, e loc de pocăință, nu loc de recuperare, de odihnă. Mitropolitul Antonie Plămădeală notează că învățătura Mântuitorului, dezvoltată de Sfântul Pavel, despre raporturile dintre bărbați și femeie și despre locul femeii în societate, a fost o adevărată revoluție în viața socială a vremii de atunci. Totuși Iisus n-a intenționat o revoluție socială, ci una morală, una a conștiințelor. Acest lucru îl afirmă și Hieroteos Vlahos, citez, nu credem în revoluții sociale, pentru că cel mai mare bine de pe lume a venit prin înviere, nu prin vreo răzvrătire a maselor. Dacă înțelegem că învierea este adevărata revoluție, atunci am aflat adevărul, deoarece prin învierea lui Hristos, omul și-a recăpătat locul pe care îl avea cândva, urcând chiar și mai sus. Cuvântul revoluție în limba greacă, epanastasi, provine din verbul epanistimi, însemnând revenire la starea anterioară, îndreptarea și reașezarea omului pe locul avut mai înainte, s-au făcut prin învierea lui Hristos. În limba română, cuvântul revoluție provine din latinescul revolutio, având tot sensul de revenire la starea anterioară. Cuviosul Iustin de la Celie, din Serbia, exclama, Hristos a înviat, adevărat a înviat, iată în patru cuvinte întreaga soartă a tuturor oamenilor din toate timpurile. În patru cuvinte, cea mai mare revoluție în toate lumile omenești. Singura revoluție desăvârșită și împlinită, căci ce se dăruiește omului prin ea, nimic altceva decât viața veșnică. Învățătura revoluționară a lui Iisus e atât pentru lumea de atunci, cât și pentru cea de astăzi, pentru că Iisus Hristos, după cum citim
în Epistola către Evrei, ieri și azi și în veci, este același. Vedeți, și Harul Duhului Sfânt înnoiește la fel pe om și acum, așa cum l-a înnoit și acum 2000 de ani. Revoluția adusă de Hristos o putem numi revoluția obiectivă. Revoluția subiectivă vine prin împropierea de către fiecare dintre noi a ceea ce ne-a învățat Hristos. Hristos a împlinit-o tăcut, discret, departe de ochii oamenilor, tot astfel au realizat-o și sfinții în liniștea pustiului și a nopții. Această cale, deloc comodă, trebuie să o urmăm și noi. E ceea ce citim la Părintele Sofronie Saharov. Calea renașterii noastre, a reîntoarcerii la starea noastră primordială, este desigur anevoioasă, dar nu putem avea îndreptățiri spre a ne lepăda de acest efort ascetic. Pentru a ilustra gândul meu, voi lua exemplu din epoca noastră, caracterizată prin numeroase mișcări revoluționare. Știți, Părintele Sofronie a trăit în secolul 20 și aici au fost fel de fel de astfel de mișcări. Experiența a mai mult de jumătate de veac a dovedit în mod convingător pentru toată lumea în ce măsură este și greu și dureros de a trece de la o structură socială nedreaptă, formată în fatalele condiții ale stării de cădere omenirii, la o alta și ea încă mai îndepărtată de dreptatea dumnezeiască, dar părând totuși mai omenoasă. Aici am găsit într-adevăr la mai mulți sfinți părinți și la comentatori ai istoriei faptul că, din punct de vedere spiritual, starea omenirii după fiecare revoluție nu s-a îmbunătățit, ci s-a înrăit și mai mult decât înainte. Dacă să spunem, după anumite revoluții, poate din punct de vedere material sau social, ceva se pare să fi fost mai bine, totuși din punct de vedere duhovnicesc lucrurile au decăzut și mai mult. Pentru că, vedeți, orice revoluție se face prin violență, prin vărsare de sânge, prin uciderea a nenumărați nevinovați. Aici continui de la Părintele Sofronie, în această luptă pătimașă, în aceste revoluții sociale, milioane de oameni acceptă orice risc, înțeleg aici chiar și moartea. Oare nu putem să ne inspirăm din acest exemplu pentru a îndreptăți riscul asumat de ascetul creștin? Da, nu este nici simplu, nici ușor de a transfigura viața noastră, de a o face să treacă de la stricăciune la nestricăciune, de la vremelnicie la nemurire. Din două lucruri trebuie ales unul. Fie în urmarea de către noi a bucurilor psihofizice și de confort, să ne îndepărtăm de Dumnezeu și prin urmare să murim duhovnicește, fie în avântul nostru către un mod de a fi supranatural, să murim acestei lumi. În acest să murim este crucea noastră, răstignirea noastră, care va fi urmată de înviere. Am încheiat citatul. Sfântul Nicolae Velimirovici a meditat și asupra subiectului. Citez: până și în chinurile morții pe cruce, Hristos a căutat să facă bine oamenilor. Fără a se gândi la sine, ci doar la ei, cu ultima suflare le-a dat cea mai mare învățătură pe care a primit-o vreodată neamul omenesc, învățătura iertării. Într-adevăr, ultimele cuvinte ale lui Hristos pe cruce au fost: Părinte, iartă-le lor că nu știu ce fac. Nici când nu s-au mai auzit astfel de vorbe la un loc de osândă. Dimpotrivă, cei ce piereau astfel, vinovați ori nevinovați, chemau pe semenii lor la răzbunare: să mă răzbuni. Acestea erau cuvintele care până la Hristos răsunau cel mai adesea de pe eșafoade și care, din nefericire, se mai aud încă și astăzi la multe popoare care se zic creștine. Hristos însă, dându-și sufletul, i-a iertat pe batjocoritorii, călăii și chinuitorii săi. S-a rugat Tatălui să ierte și, mai mult decât atât, le-a găsit și un pogorământ: nu știu ce fac, a spus. De ce a rostit Domnul din nou de pe cruce această învățătură? De ce din mulțimea cea uriașă a învățăturilor sale a ales-o tocmai pe aceasta spre a n-o da de pe dumnezeieștile buze la sfârșit? Fără îndoială, pentru a fi memorată de noi și pentru a fi împlinită. Domnul și-a pecetuit Evanghelia prin pilda iertării, în nemeritata suferință de pe cruce, măreață mai presus decât toate măreţiile pământului, înaltă mai presus de toți regii și judecătorii pământului, de toți înțelepții și luminătorii, deasupra bogaților și săracilor, deasupra noitorilor și revoluționarilor. În acest chip ne-a arătat că fără iertare,
cârmuitorii nu pot conduce, nici judecătorii nu pot judeca, nici înțelepții nu pot fi înțelepți, nici învățătorii nu pot învăța, nici bogații și săracii nu pot viețui ca oameni și nu ca vite. Nici înfocarea noitorilor și revoluționarilor nu poate fi de vreun folos. Vedeți, asta face diferența dintre un om duhovnicesc și un om trupesc. Faptul că acesta e capabil să ierte nedreptatea. Mântuitorul și-a început propovăduirea cu cuvântul pocăinței și a sfârșit-o cu cel al iertării. Căința este sămânța. Hristos a zis, pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerului. Pocăiți-vă înseamnă schimbați-vă mentalitatea, schimbați-vă modul de a gândi, schimbați-vă modul de a simți, de a vă raporta la Dumnezeu, la oameni, la lume. Deci, căința este sămânța care a pus-o Hristos, iertarea este fructul, rodul. Sămânța nu-i de folos dacă nu aduce roadă, nici căința nu-i de folos fără iertare. Și aici el se întreabă, Sfântul Nicolae Velimirovici, ce-ar fi lumea fără iertare? Sălbăticie peste sălbăticia naturii. Deci am fi și noi niște sălbatici, niște oameni animalici. Deci ce-ar fi lumea fără iertare? Sălbăticie peste sălbăticia naturii. Și ce altceva decât lanțuri de neîndurat ar fi legile omenești de nu le-ar fi îmblânzit iertarea? S-ar putea chema mamă fără iertare? Vedeți cât iartă o mamă. S-ar putea numi fratele frate? Ori prietenul prieten, ori creștinul creștin? Nu, iertarea este miezul și rădăcina tuturor acestor numiri. Fără iartă-mă și fără te iert, viața ar fi de neîndurat. Toată înțelepciunea lumii n-ar fi în stare să pună rânduială și să facă pace între oameni dacă n-ar fi iertarea. Nu sunt școli pe lume și nu e nicio învățătură care să crească oameni întregi fără iertare. La ce-i folosește omului toată știința lumii dacă nu e în stare să ierte un singur cuvânt supărător sau o privire care îl rănește? La nimic. La ce bun 100 de sticle de ulei vărsat în candele dacă niciun strop nu-i mărturia iertării unei singure jigniri? La nimic așadar nu folosește. Totul e în zadar. Am încheiat citatul. Așadar, revoluția interioară începe cu pocăința. Și dacă este dusă la bun sfârșit, se încheie cu iertarea. Antoni Coniaris, un gânditor grec-ortodox din secolul 20, scria pe acest subiect. Pocăința este o revoluție de unul singur. Vedeți, revoluțiile exterioare se fac de către mase de oameni, sau mai bine zis, prin mase de oameni, pe când revoluția interioară se face de unul singur, tu în cămara ta, în chilia ta. Pocăința este o revoluție de unul singur, presupunând schimbarea minții, schimbarea inimii, schimbarea direcției de mers, adică devii teotrop, te orientezi spre Dumnezeu, schimbarea vieții și schimbarea slujirii. Într-o zi, Sfântul Ambrozie, arhiepiscopul Mediolanului, a refuzat să-i dea împărtășania împăratului Teodosie cel Mare, fiindcă acesta poruncise să fie masacrată populația Tesalonicului. Împăratul a protestat. De ce să fiu eu lepădat? Când David, împăratul David, care era și ucigaș și prea curvar, nu a fost lepădat de Dumnezeu. Sfântul Ambrozie s-a întors către el și i-a replicat. Dacă l-ai urmat pe David în fără de legile lui, urmează-l acum și în pocăință. Vedeți, se spune că celebrul Psalm 50 a fost scris de David tocmai după ce a făcut aceste păcate mari. Cea din tâi propovăduire a lui Hristos a fost foarte scurtă, numai o propoziție. Pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. S-a spus că întreaga Evanghelie se poate rezuma în acest cuvânt, pocăiți-vă. Ce este pocăința? Robert Frost o numea o revoluție de unul singur. Și chiar aceasta și este o revoluție ce nu e îndreptată împotriva lumii sau împotriva altor oameni, ci îndreptată împotriva răului din noi înșine, a patimilor, a viciilor și a mentalităților noastre complet necreștine. La capătul acestei căi sunt cei precum Sfântul Siloan Atonitu, care a trăit în vremea revoluției comuniste ateie. Reacția lui Siloan față de prigoana căreia a fost supusă biserica a fost marele plâns pentru cei ce nu cunoșteau pe Dumnezeu. Când zicea, dă Doamne a te cunoaște întreaga lume, el cuprindea și pe acei prigonitori. Deci de aici vedem foarte clar că în Sfântul Siloan, revoluția interioară ajunsese la desăvârșire.
Iisus a revoluționat legea Vechiului Testament. El a dus o lege nouă, complet nouă. Poruncile Decalogului, menținute și în Noul Testament, suferă un enorm salt de nivel. În predica de pe munte, acest lucru devine foarte clar. Ați auzit că s-a zis celor de demult, că s-a zis în legea veche, să nu ucizi, iar cine va ucide, vrednic va fi de osândă. Eu însă vă spun vouă că orice se mânie pe fratele său, vrednic va fi de osândă. Și cine va zice fratelui său, netrebnicului, vrednic va fi de judecata sinedrului. Iar cine va zice nebunule, vrednic va fi de ghena focului. Ați auzit că s-a zis celor de demult să nu săvârșești adulter. Eu însă vă spun că oricine se uită la femeie poftindu-a și săvârșit adulter cu ea în inima lui. Ați auzit că s-a zis celor de demult să nu juri strâmb, ci să ții înaintea Domnului jurămintele tale. Eu însă vă spun să nu vă jurați nici de cum, nici pe cer, nici pe pământ, nici pe capul vostru, ci cuvântul vostru să fie ceea ce este da-da și ceea ce este nu-nu. Ați auzit că s-a zis ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Eu însă vă spun, nu vă împotriviți celui rău, iar cui te lovește pește obrazul drept întoarce și pe celălalt. Ați auzit că s-a zis să iubești pe aproapele tău, să urăști pe vrăjmașul tău. Iar eu zic, vouă, iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blestemă, faceți bine celor ce vă urăsc, rugați-vă pentru cei ce vă vatămă și vă prigonesc. David Duke, în urma unor studii sistematice asupra Vechiului Testament, în ce privește cine este aproapele la care se refereau textele citate de Domnul, vedeți, acest lucru, asupra acestui lucru existau dezbateri chiar și în vremea lui Hristos. Când la Hristos vine un om și Iisus discută cu el și întreabă, dar cine este aproapele meu? Vedeți, noi astăzi ca și creștini răspundem că aproapele meu e orice om. Dar în mod surprinzător, totuși în Vechiul Testament, pentru evrei aproapele nu erau toți oamenii, ci aproapele la care se refereau și textele citate de Domnul, deci David Duke ajunge la concluzia că aproapele era doar conaționalul evreului, nu și cel de alt neam. Deci, vedeți, aceasta face ca revoluția adusă de Iisus să fie și mai măreață. Vedeți, de exemplu, de aici spune textul, de exemplu, să nu ucizi. Și David Duke merge și spune să nu ucizi pe aproapele tău, adică pe evreu, dar tu poți să-l ucizi pe cel de al neam. Deci de aceea, vedeți, prin prisma acestei interpretări a legii vechi, vedem că, de fapt, ceea ce a propus Iisus era și mai mult decât ne-am fi închipuit noi, care consideram ca aproapele fiind oricine, nu doar un evreu. Deci de aici se vede ce revoluție, ce salt uriaș a adus Iisus și cum evreii n-au reușit nici până astăzi să asimileze, să primească, să înghită învățătura lui. Iisus le spune fariseilor, milă voiesc, chiar nu jertfă, adică o inimă milostivă, nu jertfe de animale. Revoluția spirituală adusă de Iisus îi înfurie și îi debusolează pe iudeii, obișnuiți doar cu jertfele de animale, căci Iisus cerea să vărsăm sângele omului nostru cel vechi, nu pe al altora, să aducem lui Dumnezeu jertfe duhovnicești, conform sintagmei lui Ava Longhin, dă sânge și ia duh, adică dă propriu sânge și ia Duhul Sfânt. Patriarhul Tihon al Rusiei, în ianuarie 1918, în vremea uciderii a nenumărați creștini nevinovați și a pângăririi a nenumărate moaște și locașuri sfinte de către bolșevici, e drept că i-a furisit pe revoluționarii bolșevici, însă a continuat să îndemne poporul creștin să nu se răzbune pe prigonitori, ci să urmeze pilda marilor martiri și a lui Hristos. David Bentley Hart, un gânditor ortodox american de înaltă ținută din zilele noastre, după ce subliniază natura distinctă și radicală a noii credințe creștine în mediul antic, enumere un impresionant număr de schimbări și de efecte pe care le-a adus revoluția lui Iisus. Și atât ce scrie el? Ce enormă transformare de gândire, de sensibilitate, de cultură, de spiritualitate a constituit creștinismul în epoca Romei păgâne. Eliberarea pe care a oferit-o de fatalism, de disperarea cosmică și de teroarea puterilor oculte, imensa demnitate pe care a conferit-o persoanei umane, răsturnarea
distrugerea celor mai crude aspecte ale societății păgâne, demistificarea puterii politice. Aici el însă, în paranteză, spune, vai, doar parțială. Vedeți, deși primele generații creștine au făcut-o total, cele de după împăratul Constantin, pentru că biserica a intrat în sinfonie cu statul, au lăsat-o mai moale. Da? Și aici, vedeți, biserica a primit într-un fel un avantaj în faptul că a început să colaboreze cu statul, dar totuși a trebuit să plătească cu ce? Cu faptul că revoluția interioară s-a făcut-o cu pași tot mai mici, tot mai mici. Știți, vedeți, când ai un fel de confort, de siguranță exterioară, atunci interior nu mai ești în alertă, nu mai ești în această stare profundă de trezvie. Vedeți, creștinii de până la Constantin, fiind prigoniți, erau mereu în acea alertă, în orice zi puteau muri. Și atunci ei căutau să se schimbe, să realizeze această revoluție interioară, chiar în ziua respectivă, pentru că nu știau dacă o să mai prindă ziua de mâine. De aceea, ce un dezavantaj, și aici vedeți, de aceea Bentley Hart spune bine, vai, doar parțial creștinii de mai târziu au demistificat puterea politică, prin care, de fapt, se și consolidează regimurile acestea politice. Și el spune mai departe, ce a adus creștinismul, abilitatea de a crea o comunitate morală care n-a mai existat vreodată. Înălțarea carității, a iubirii active peste toate celelalte virtuți. Printre toate marile tranziții care au marcat evoluția civilizației Vestului, fie convulsive sau graduale, politice sau filozofice, sociale sau științifice, materiale sau spirituale, a existat doar una, triumful creștinismului, care poate fi numit în cel mai deplin sens o revoluție. O cu adevărat masivă și epocală revizuire a viziunii despre realitate, a umanității care prevala până atunci, atât de atot pătrunzătoare în influență și atât de vastă în consecințe, că a creat o nouă concepție despre lume, despre istorie, despre natura umană, despre timp și despre binele moral. A fost un eveniment nemăsurat, mai impresionant în creativitatea sa culturală și mai nobilant în puterea morală decât orice altă mișcare de spirit, voință, imaginație, aspirație sau desăvârșire în istoria Occidentului. Prin comparație cu Revoluția creștină pe care a succedat-o, modernitatea este ceva mai mult decât un efect secundar sau chiar o contrarevoluție, o fugă reacționară înapoi înspre o confortabilă, dar dezumanizantă servitute mentală și morală față de natura stihială. O mare parte din modernitate ar trebui înțeleasă nu ca o mare revoltă împotriva tiraniei credinței, nici ca o mișcare de eliberare și progres, ci ca o contrarevoluție, o respingere reacționară a libertății adusă de Hristos, care nu mai este înțeleasă și pe care rămâne parazitară. Vedeți, modernismul a fost de fapt un parazit pe spatele societății, civilizației creștine. Noi trăim într-o lume transformată de o veche revoluție, din punct de vedere social, intelectual, metafizic, moral, spiritual, revoluția cărei imensitate adesea abia o mai percepem. Și aceasta a fost, încheie el, probabil singura revoluție adevărată în toată istoria Occidentului. Eu nu aș zice probabil, aș zice sigur a fost singura de acest fel. Creștinismul n-a putut să fie vreodată o revoluție în sens politic. N-a fost o facțiune violentă, convulsivă sau intenționat provocativă cu altă viziune asupra puterii politice. Și pentru acest motiv, schimbarea pe care a adus-o creștinismul n-a privit cele efemere, finite, mărginite. Viziunea creștină asupra realității a fost o reevaluare a tuturor valorilor, o completă revizuire a categoriilor morale și conceptuale prin care ființele umane se înțelegeau pe sine, pe ceilalți și locul lor în lume. Evident, mulți dintre noi sunt capabili să privească la suferințe celorlalți cu indiferență și chiar dispreț. Dar chiar celor mai răi dintre noi, cei crescuți în umbra creștinătății, le lipsește abilitatea de a ignora acele suferințe fără mustrări de conștiință. Altfel spus, ne-am pierdut capacitatea unei cruzimi, unei împietriri, unei inimi inocente. Vedeți, înaintea lui Hristos era posibil acest lucru. Trăind la multă vreme după o revoluție atât de profundă,
că efectele îi persistă în cele mai adânci cotloane ale firii noastre, nu putem pur și simplu, fără vinovăție, să ne întoarcem ochii de la înjosirea, de la umilirea victimei, pentru a admira măreția persecutorului. Închei citatul. Vedeți, dacă David Bentley numește creștinismul probabil singura revoluție adevărată în toată istoria Occidentului, pentru Petre Țuțea, singura revoluție autentică din toată istoria omenirii este venirea lui Hristos. Restul sunt tehnici de lovituri de stat în lupta pentru putere. Aici el citează pe un Curțio Malaparte. Revoluția spune, atunci ce spune Sfântul, spune Petre Țuțea, revoluția exterioară e o înaintare pe loc. Nimic nu mai poate fi inventat după facerea lumii, doar dacă te situezi în afara ei și crezi o altă lume, ceea ce nu poate decât Dumnezeu. Omul nu poate modifica ordinea lui Dumnezeu. În acest sens, Revoluția franceză n-a fost o revoluție, nici Revoluția rusă n-a fost o revoluție, continuă Țuțea. Dacă e să vorbim despre o restructurare a omului, aceasta s-a întâmplat o singură dată în timp la apariția lui Hristos. Am încheiat citatul. Părintele Arsenie Papacioc e pe același gând. Adevărul este unul care a făcut revoluție mare în toate veacurile, adică Hristos. Afirmația lui Daisaku Ikeda, o mare revoluție într-un singur individ, poate contribui la o schimbare de destin la nivelul societății, iar apoi chiar al întregii umanități, îi se potrivesc în primul rând lui Iisus, apoi Sfinților. Iată, de exemplu, cuviosul Iustin de la Celie afirma despre Sfântul Nicolae Velimirovici, pe care îl numește un Sfântul Grigore Teologul al Sârbilor, afirma că a provocat o revoluție, cea mai mare revoluție după cea a Sfântului Sava al Sârbilor, care a fost săvârșită în neamul sârbesc. Această revoluție duhovnicească a înfăptuit-o ca tânăr eromonah și a terminat-o ca Sfântul întocmai cu apostolii, episcop al Ohridei și Jicei. Părintele George Remete notează în consonanță cu cei mai sus pomeniți. Credința creștină este singura revoluție de pe pământ pentru că a întors roata istoriei și a schimbat radical ființa și înțelegerea omului. De aceea mesajul creștin este cel mai grav avertisment care există în istorie în ce privește destinul omului în veșnicie. Adică dacă nu primești cuvintele lui Hristos, atunci ai pierdut veșnicia. Vedeți, Hristos a spus, dacă nu înțelegeți, nu cunoașteți, nu înțelegeți că eu sunt, că eu sunt cel ce sunt, că eu sunt Mesia cel mult așteptat, atunci veți muri în păcatele voastre, adică veți pierde veșnicia. Părintele Remete mai observă că trecerea de la rațiunea naturală, adică de la filozofia făcută doar cu puterile minții omenești, la cea teologică, adică la cea făcută prin Harul Dumnezeiesc, nu este o evoluție a omului, ci e un salt făcut prin darul lui Dumnezeu, prin puterea lui Dumnezeu. Reușita acesteia se face prin mila lui Dumnezeu, prin puterea lui. Ce revoluție a adus Iisus se vede din următoarele cuvinte ale unui episcop rus, ucis cu cruzime în timpul Revoluției Bolșevice. Singura nădejde a călăului în ziua judecății va fi rugăciunea de mijlocire a mucenicului, singurul îndrituit să ierte numele lui Hristos și asemenea lui. Deci, iată ce cuvânt. Deci, și acel călău și acel criminal are o nădejde în ziua judecății dacă cel pe care l-a ucis îl va ruga pe Hristos să-l ierte. Starețul Siluan de la Athos, urmărind cu atenție îndurerată soarta bisericii sale, scria în toiul persecuțiilor staliniste între cele două războaie. Te întrebi cum l-aș putea iubi pe dușmanul care ne prigonește biserica? Iar eu îți răspund, sărmanul tău suflet nu l-a cunoscut pe Dumnezeu și nu a înțeles ce înseamnă că el ne iubește cu o iubire fără margini, că dorește și așteaptă ca toți oamenii să fie mântuiți. Domnul este dragoste și l-a trimis pe pământ pe Duhul Sfânt care ne învață sufletul să-și iubească vrăjmașii și să-i dea putere să se roage ca și aceștia să fie mântuiți. Vedeți, într-adevăr aici, din aceste cuvinte, vedem clar că Sfântul Siluan dusese până la capăt revoluția interioară. Pe ghizdul unei fântâni din curtea mănăstirii Monii Prevelii, de pe coasta sudică a Cretei, se află un minunat palindrom, adică o serie de cuvinte care, citite de la un capăt la altul și invers, sunt aceleași.
El are un sens admirabil și se referă tocmai la locul pe care a fost săpat. Acolo scrie Nipson anomimata mimonan obsin. Și dacă îl citim din partea cealaltă, exact același lucru este. Și spune, spală-te de păcate, nu-ți spăla doar chipul. Vedeți, revoluția exterioară e doar o spălare pe față, la suprafața societății, precum o spălare a unei sticle doar pe din afară. Dar dacă nu faci spălarea pe dinăuntru, sticla aceea rămâne cu duhoarea, cu mirosul, cu resturile putregăite a ceea ce a fost în ea. Revoluțiile exterioare caută să schimbe realitatea divină cu utopii, cu himere. Lucru imposibil, pentru că, așa cum am văzut deja, omul nu poate modifica ordinea lui Dumnezeu. Această încercare are consecințe dezastruoase, așa cum o spun un personaj din romanul Demonii, sau mai bine zis Posedații, al lui Dostoievski. Aici chiar vă recomand acest roman să-l citiți, care aveți răbdare să-l luați, să-l distilați, să-l disecați, pentru că în personajele care sunt zugrăvite acolo de Dostoievski, acelea, de fapt, sunt tipuri de revoluționari care vor apărea la 1917. De fapt, în Rusia se porniseră astfel de mișcări revoluționare cam de la 1850 și în timpul lui Dostoievski, care a murit în 1881, acestea erau în vogă. Chiar și el în tinerețe făcuse parte dintr-o astfel de mișcare revoluționare și făcuse cunoștință cu Ogna în nord, în Siberia. Și spuneam, această carte e absolut fabuloasă și noi acum, privind retrospectiv, putem spune că el a avut așa un fel de inspirație profetică, pentru că ce a scris în acest roman, cu 50 de ani, înainte de Revoluția Bolșevică, s-a întâmplat atunci. Iată, de exemplu, unul dintre personajele acestui roman, pe nume Shigaliov, el spune așa, pornind de la proclamația principiului libertății nelimitate, trebuie să ajungem prin Revoluție la cea mai nelimitată tiranie. Vedeți, exact acest lucru s-a întâmplat cu fiecare mare revoluție din trecut. Vedeți, la Revoluția franceză s-a promis libertate, libertate, fraternitate, da? Egalitate. Și iată, după ce au preluat revoluționarii puterea, ce s-a întâmplat? Păi au ajuns o grămadă de maici de acolo nevinovate din mănăstiri să fie ghilotinate pe bandă rulantă. Deci, îl spunem cu o dată, pornind de la principiul libertății nelimitate, trebuie să ajungem prin revoluție la cea mai nelimitată tiranie. Într-adevăr, de exemplu, țăranii ruși din vremea aceea, dinainte de Revoluția Bolșevică, trăiau foarte greu, dar aceia aveau oarecare libertate. Pe când, vedeți, după ce a venit Revoluția Bolșevică și după ce s-a colectivizat totul, pe oamenii nu mai puteau de pe câmp să ia nimic, că erau acuzați și că fură de acolo câțiva cartofi. Și pentru aceea făceau ani de pușcărie. Pe când, deci dacă e să comparăm atunci, care a avut mai multă libertate? Deci aceste revoluții pornesc de la proclamația principiului libertății nelimitate și ajung prin zisa revoluției la cea mai nelimitată tiranie. E ceea ce vedem atât în trecut cât și acum, când se derulează revoluția numită Marea Resetare. Vedeți, de exemplu, acum există conceptul acesta de orașul de 15 minute. I-au zis, domnule, pentru că acum noi poluăm foarte mult cu mașinile, mediu ambient și știți, bla, 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 povestea cu CO2-ul, atunci zice, noi trebuie să facem acest lucru și deja sunt orașe pilot în Statele Unite și Anglia unde se experimentează și care spun, tu nu ai voie să te mai deplasezi mai mult de 15 minute de la locul unde stai, la magazine, la, știu, fel de fel, la rude sau unde mai alte obiective care ai. Nu mai e voie mai mult decât atât. Și atunci, cum e cu libertatea? Deci ei promit o mare libertate omului și iată, omul ajunge să nu mai aibă nicio libertate măcar de deplasare. Starețul Ambrozie toți oamenii duhovnicești, nu doar starețul Ambrozie, toți oamenii duhovnicești, prin învățătura pe care o dau oamenilor, le dau mai multă libertate interioară. Deci revoluția aceasta interioară îți aduce o libertate interioară mai mare. Pe când revoluția aceasta exterioară nu îți aduce o libertate mai mare. De fapt, stația terminus prin controlul acesta total al omului e tocmai aceasta, dispariția libertății. Personajul care domină romanul acesta Posedații, crede Nichifor Crainic,
E vorba de un anume Nicolae Stavrogin, un tânăr aristocrat, însuși diavolul împielițat. El e omul în jurul căruia se învârtesc toți tinerii revoluționari din roman. El vrea să aprinde revoluția mai întâi în Rusia și pe urmă în toate popoarele planetei. Vedeți, exact asta au vrut să facă și bolșevicii ruși, da? Să răspândească Revoluția Roșie pe întreaga planetă. Din punct de vedere duhovnicesc, putem afirma că titlul cărții se potrivește tuturor personajelor revoluționare, posedate de duhul de ideologia revoluționară. În spatele revoluționarilor stă, de fapt, primul revoluționar, primul rebel, primul înger răzvrătit. Iată ce scria Ioan Ianolide în acest sens. Ioan Ianolide a fost și el un fel de, a avut și el un fel de duh profetic. Dacă citiți cartea lui despre întoarcerea la Hristos, o să vă uluiți astăzi, o carte scrisă acum câteva decenii, câtă profunzime și claritate, și de-abia azi începi să înțelegi ce scria Ianolide acolo. Iată, de exemplu, el spune așa, Marx, despre care în paranteză să amintim că din Marx s-a inspirat dintr-un evreu pe nume Moses Hess, acesta a fost și ideologul comunismului și al sionismului, care au fost două curente foarte puternice, care au făcut multe valuri și zise revoluții în secolul 20. Deci iată ce scrie Ianolide despre Marx. Marx a speculat toate slăbiciunile lumii burgheze occidentale, care erau o realitate crudă, și a mobilizat lumea în revoluție. Cine nu privește pe Marx și marxismul ori comunismul în duh, acela riscă să fie tentat de marxism. Deci, vedeți, la nivel teoretic de concepte, el promite marea acusare, fericirea pentru popor, egalitatea între oameni, în câștiguri, în bunăstare, în statutul lor. Da? Și teoretic sună foarte frumos. Dar spune el, dacă tu privești comunismul în duh, atunci, dacă nu-l primești în duh, vei fi înșelat de el, vei fi sedus de el. Cel ce privește în duh, înțelege că în spatele acestei ideologii se află tatăl ideologilor, adică Satan. Să reținem și un alt gând al lui Nichifor Crainic despre această capodoperă a lui Dostoievski, Posedații. El spune așa, punctul principal în acest roman îl formează ideile revoluționare. Prin romanul Posedații, Dostoievski e profetul Revoluției Rusești cu 50 de ani înainte. Și, într-adevăr, citind acest roman, rămâi îngrozit de felul cum scriitorul, înainte de 1870, a putut să pătrundă Revoluția Rusă până în ultimile ei amănunte. Toți acești revoluționari nu sfârșesc bine din roman. Stavrogin și Kirilov se sinucid, adică erau clar fiii celui rău. Iar Ivan Karamazov, personajul principal din romanul Frații Karamazov, intelectualul raționalist, revoluțional și el, înnebunește. Demonismul acelei societăți revoluționare din care fac parte cei de mai sus se vede din faptul că aceasta are nevoie la un moment dat să îl ucidă pe bietul Chatov, un alt personaj, un tânăr țăran, fiindcă acesta a evoluat de la ideile revoluționare la ideile sănătoase ale creștinismului naționalist și astfel a trădat idealurile revoluției. Violența extremă, crimele în serie au caracterizat marile revoluții de la 1789 și 1917. Odată Sfântul Porfirie Bayraktaris, împreună cu un grup de pelerini, se întorceau de la istorica mănăstirea profetului Ilie, o mănăstire legată de Revoluția grecească de la 1821. La un moment dat, cuviosul părinte le-a spus să se oprească. De jur împrejur erau doar munți. În stânga lor, impunător, piscul Parnasului se pierdea printre nori. Iată, chiar în acest loc, în această trecătoare, le dezvăluie el, văd că se dă o luptă cumplită. Această luptă s-a dat acum 35 sau 38 de ani, în timpul războiului civil din Grecia, continuă el. Am văzut sufletele celor ce luptau unii cu alții. Ambele tabere deveniseră parcă fiare sălbatice, adică nu mai erau suflete omenești. Am văzut cum oamenii se transformaseră în fiare. Vedeți, acesta e duhul revoluției. El face din om fiară. În același sens, scria și părintele Teodore Popescu că oamenii se încaieră în revoluții și războaie, urând ca fiarele și sfâșiind ca ele. Părintele Serafim Rose observa că procesul de schimbare a circumstanțelor exterioare prin violență revoluționară îl transformă pe revoluționar.
Aici Marx și Engels, precum contemporanul lor Nietzsche și precum Lenin și Hitler, după ei, subscriu la mistica violenței, considerând că o schimbare magică este lucrată în natura umană de complacerea în patimile mâniei, urii, resentimentului și voinței de stăpânire. Am încheiat citatul, vedeți? Această schimbare magică e de fapt demonizare. Revoluțiile exterioare transformă oamenii în fiare, în demoni, cele interioare în mielușei, în îngeri. Marea revoluție spirituală a omenirii, care e creștinismul, vrea să schimbe fiarele în oameni, iar pe oameni în sfinți. Odată, marele bătrân Porfirie a văzut cu duhul liturgiei din perioada Revoluției Grecești de la 1821. Vedeți, Sfântul Porfirie avea acest dar al vederii în trecut. El, de exemplu, odată, când era într-o mare suferință, l-a văzut pe Hristos răstignit. Dumnezeu l-a adus înapoi în Vinerea Mare și a văzut răstignirea, sângele care curgea pe cruce. Da? Și aici el, sau de exemplu, el a văzut și din trecut, l-a văzut odată, a trecut printr-un loc în Grecia, acolo unde fusese, unde trăise acel, să spunem așa, profet al grecilor, orb, Tiresias. Și el l-a văzut acolo și era tocmai atunci cu un persoană, cu un mare istoric. Și Părinte Porfire, care era un om cu două clase, a zis, uite aici, îl văd pe profetul acela orb grec al grecilor, Tiresias. Și a zis, da, Părinte, aici a trăit, aici cu tare, fără ca Sfântul Porfire să fi știut. Deci Dumnezeu îi descoperea astfel de lucruri din trecut. Și altă dată, el a văzut cu Duhul o liturghie din perioada Revoluției Grecești de 1121. Un cunoscut al său povestește. Mi-amintesc odată, pe când ne povestea despre vizita la un locaș al mănăstirii Amfisa, în momentul în care admira frumosul iconostas al bisericii, s-a gândit, ce liturghie va fi văzut iconostasul acesta? Și imediat vederea i s-a deschis și a început să vadă cu Duhul vechile liturghii săvârșite acolo. A văzut o liturghie care s-a săvârșit pe timpul Revoluției Grecești, de la 1821, când au venit acolo turcii și i-au junghiat pe monahii care se aflau la slujbă. Vedea spaima acelor monahi în rugăciune, precum și iconostasul stropit cu sângele lor. E clar că acei turci care ucideau monahi nevinovați erau demonizați. Tot profesorul Teodore M. Popescu arăta că revoluțiile roșii distrug biserici, ucid preoți, batjocoresc morminte și profanează lucruri sfinte. Aceasta încă o dată arată care e duhul care mână din spate revoluțiile exterioare. Părintele Sofronie Saharov a semnalat de multe ori că războaiele antrenează oamenii, fără excepție, într-o complicitate morală cu masacrele săvârșite. Același lucru putem spune și despre revoluții. Revoluționarii sunt precum posedații, precum drogații. În acest sens, Simone Weil avea dreptate. Nu religia, ci revoluția e opiul popoarelor. Frenezia cu care în timpul revoluțiilor sunt profanate biserici, mănăstiri, sfinte moaște, vădește cu claritate dacă mai era nevoie duhul demonic al revoluției. În Rusia, în timpul Revoluției, armatele roșii au intrat în mănăstirea Valaam și au ucis pe toți călugării, însă pe frații tineri i-au scos cu sila din mănăstire ca să lucreze pentru comunism. Când armatele roșii s-au apropiat de mănăstire, starețul a poruncit tuturor călugărilor și fraților să intre în chilie lor, să îngenuncheze, să se roage. După povestirile părintelui Ioan Culâghin, pe atunci frate acolo, soldații au intrat în fiecare chilie și au întrebat cine e călugăr. Cine vrea să părăsească călugăria, cine este frate? Pe călugării care au refuzat să părăsească călugăria, și aceștia au fost majoritatea, i-au omorât cu topoarele. Un măcel de nedescris. Vedeți, uciderea celor nevinovați și lipsiți de apărare, cu astfel de violență, e încă un indicator al posesiei demonice. Iată un alt exemplu de spirit revoluționar din Spania, de la începutul secolului 20, din timpul unei răscoale organizate la Barcelona de Francisco Ferrero, care de altfel era un mason cu acte în regulă. Și iată, citez, zeci de preoți și monahi au fost junghiați fără milă. Unii au fost uciși în altare, îngenunchiați înaintea răstignirii, alții încercând să-și apere cu bravură lucrurile sfinte de răsculați. Aceștia din urmă au incendiat case peste tot, întreg orașul părea învăluit într-o mare de foc.
aproximativ 10.000 de revoluționari în procesiuni nesfârșite au trecut pe străzile orașului, ducând în bețe și în prăjini capete tăiate și alte părți carbonizate din trupurile jertfelor acestora, adică ale preoților și călugărilor, strigând vivat și cântând Marseieza. Acesta, vedeți, este spiritul de turmă, cuprins de frenezie diabolică, precum turma de porci posedată de legiunea de demoni din Ținutul Ghergesenilor. Andrei Pleșu observa că Revoluția franceză e un amestec de discurs rezonabil și comportament irațional. Toată lumea e dintr-o dată cuprinsă, posedată, am spune noi, de o nebunie a rațiunii și de o nebunie a justiției. Și iată ce scrie mai departe, prea multă rațiune sfârșește în iraționalitate, după cum prea multa justiție sfârșește în nedreptate. Ce înseamnă prea multă justiție? Înseamnă o justiție care exclude principiul iertării. Adică, vedeți exact ceea ce Sfântul Nicolae Velimirovici spunea că e rodul revoluției interioare. Deci, această prea multă justiție omenească înseamnă o justiție care exclude principiul iertării. În cele din urmă, Revoluția franceză, în isteria ei justițiară, a devenit o metodă de a ucide pe baze zis raționale. Am încheiat citatul. În această raționalitate curat irațională se ascunde demonicul. Ideologul comunist Gheorghe Lukács era de părere că nimic nu se mai poate împotrivi dezlănțuirii forțelor diabolice ce stau în toate actele violente necesare instaurării Revoluției. Era vorba de Revoluția bolșevică, deci atât cum le numește, forțe diabolice dezlănțuite. Aceasta e adevărat când în societatea respectivă creștinismul a devenit falimentar, fariseic mort, Dumnezeu îngăduie să vină aceste lucruri. În acest sens chiar vă recomand să citiți o carte a Sfântului Nicolae Velimirovici, care se numește Războiul și religia, unde el demască toate aceste mecanisme demonice din spatele războiului și a Revoluției. Dostoievski demască la rândul lui minciuna care stă în spatele Revoluției. Revoluțiile, pornind de la cea franceză, s-au mascat în numele ideilor de libertate, egalitate, fraternitate. O libertate, egalitate, fraternitate sunt principii care nu se pot realiza niciodată într-o revoluție. Și aceasta o știu toate revoluțiile. O spun numai pentru a înșela pătura proletară ca să poată ajunge la realizarea scopului ei universalist, adică pentru a o manipula. Dar Dostoievski a văzut mai adânc decât atât în revoluție, a văzut principiul ei demonic, principiul ei ateist, fiindcă într-adevăr socialismul, marxismul, comunismul au ca principiu de bază ateismul. Nu există, prin urmare, niciun fel de respect față de creștinism sau față de divinitate. Sfinții părinți ai bisericii în general și Sfântul Ioan Gură de Aur în special îi caracterizează pe iudei ca posedați de demoni. Trebuie să facem distinție între iudeu, evreu și izraelit. În vremea Vechiului Testament, izraelitul era cel care mergea pe calea trasată de Moise și profeții. Era urmașul lui Iacov, care s-a numit Israel, da? Unuia dintre patriari. Deci, aceștia având ca ultim reprezentant, izraeliții adevărați, având ca ultim reprezentant pe Natanael. Știți când episodul acela în care Natanael s-a întâlnit cu Iisus și Iisus, văzând în sufletul lui, citind în sufletul lui, a zis, iată, într-adevăr, un izraelit, un om fără vicleșug. Și acesta l-a recunoscut în Iisus pe Mesia. În Noul Testament, duhovnicește izraelitul, noul izraelit, e creștinul, cel care trăiește după legea lui Hristos. Iudeul e altceva, e cu totul altceva. Iudeul e și cuvântul apare de 71 de ori în Evanghelia după Ioan, unde sunt descrise disputele aprinse între Domnul și conaționalii săi. Așadar, iudeul este evreul care se opune lui Iisus, care nu-L recunoaște ca Mesia, ca Hristos, care îi respinge învățătura și care astfel se vedește a fi rătăcit de la învățătura lui Moise și a profeților, pentru că și a lui Avram, pentru că ei, dacă ar fi fost urmașii lui Avram și lui Moise și ai profeților, ei ar fi recunoscut în Iisus pe Mesia. Michael Jones, într-o formidabilă carte intitulată Spiritul Revoluțional Iudaic și impactul său asupra istoriei lumii, o carte de cam 1200 de pagini, mare și scrisă mărunt și în care el ia toată istoria aceasta din vremea Domnului până în zilele noastre
Și se referă la acest fenomen revoluționar. Deci Michael Jones arată că inevitabila mișcare a poporului iudeu înspre revoluție începe când arhierei și bătrânii au convins mulțimile să ceară eliberarea lui Baraba și execuția lui Isus. Respingerea lui Isus este intim legată de acceptarea lui Baraba, zelotul, alegând astfel pe iudeul revoluționar în locul marului suferind al pătimitorului pentru umanitate Isus, alegând pe Baraba, iudeii au ales astfel revoluția exterioară, au ales direcția după care se vor deplasa în istorie. Într-adevăr, după moartea lui Isus, iudeii au devenit tot mai dedicați activităților revoluționare, de la cea din anul 70, care s-a sfârșit tragic la Masada, și de la cea din anul 140, a lui Bar Kochba, până la cele din 1917 și la cea de astăzi, în derulare, toate cu un sfârșit dezastruos, ultima îl va avea și asigur pe cel mai catastrofal dintre toate. Toți revoluționarii, indiferent de etnie, au ca numitor comun această respingere a lui Iisus ca Mesia, ca Dumnezeu omul, ca Mântuitor. Cel care îl are ca Dumnezeu om, ca Mântuitor, pe Hristos, e preocupat doar de revoluția interioară, revoluția care se desfășoară în Duhul Sfânt, nu în Duhul rebel luciferic. Alfons și Rachel Goetman au exprimat formidabil diferența dintre revoluțiile exterioare și cele interioare. Anume, primele sunt fără viitor și lasă în urma lor doar monumentele celor uciși. Pe când revoluțiile interioare lasă în urma lor doar oameni înviați, renăscuți pentru veacul viitor. Michael Jones mai observa că oricând o națiune se întoarce de la Mesia cel adevărat, supranatural, precum în timpul revoluțiilor franceze și bolșevică, acea națiune va fi trasă în direcția supunerii față de falși Mesia, de Mesia naturali, omenești, precum cei politici și militari, ori aceștia se vor supune unor ideologii, precum comunismul sau astăzi neomarxismul. Profesorul de filozofie Gheorghe Mihai scria: secolul I după Hristos a produs singura revoluție autentică dintre multele cu repercursiuni milenare pe întreaga planetă, într-atât de profunde încât inamicii ei, reacționarii, o atacă fără succes cu toate armele să-i dilueze efectele. Imaginează-ți un model de viață materială și spirituală respectat 5.000 de ani, adică modelul de viață dinainte de Hristos, adică minimal 200 de generații, și acest model e răsturnat într-o singură generație, cea a apostolilor. Vedeți, căci o revoluție înseamnă răsturnare de valori. Și care a fost valoarea supremă, incontestabilă, până în secolul I după Hristos, în numele căreia a avut loc istoria? Și el ce observă foarte bine, lupta. Toate tratatele de istorie, de biologie, de sociologie, de antropologie, de fizică și astronomie, invocă lupta. Vedeți? Lupta corpurilor cosmice, lupta zeilor din mitologie, lupta speciilor vegetale și animale, lupta grupurilor sociale, lupta indivizilor, lupta dintre forța centripetă și centrifugă, lupta sentimentului cu rațiunea. Lupta, arată profesorul Gheorghe Mihai, e universală, chiar și iată, el spune, în ziua noastră substituită, în ziua noastră, de către competiție sportivă sau de altfel. Filozoful Hegel a inventat legea universală luptei contrariilor, reflectată în plan social prin zisa luptă de clasă. De la Heraclit la Hegel, de la Darwin la minusculii filozofi contemporani, ideea de luptă domină toate formele de gândire, minus una, aceea care a răsturnat-o, compromițând-o definitiv, ideea de iubire adusă de Hristos. Atât de cutremurătoare a fost această răsturnare, încât omenirea nu și-a revenit din buimăceală nici după 2000 de ani. 5000 de ani de pervertire insistentă a conștiinței și a spiritului individual și colectiv, pe canava a luptei, s-a înșurubat în noi într-atât încât atâtea minți luminate, care s-au rostit jertfelnic pe calea hristică, nu ne-au deșurubat din acest mod vechi de gândire. Dar iubirea creștină, lumina Mântuitorului, a încetinit căderea în dezastre irecuperabile, dar tot către dezastru înaintăm, din păcate,
prin lupta pentru zisul progres. Și aceasta de ce? Pentru că nu vrem să îmbrățișăm revoluția interioară și atunci suntem duși de fluxul și refluxul acestor revoluții exterioare. Nici astăzi oamenii nu pot asimila decât într-o infimă măsură învățătura lui Hristos, iar pe măsura asimilării va fi și revoluția interioară și efectele ei. Vedeți aici, profesorul Gheorghe Mihai, într-adevăr, exprimă excepțional ce s-a întâmplat. 5.000 de ani în care s-au creat niște obiceiuri, niște legi foarte, foarte solide. Și iată, Hristos, printr-o propovedire de 3 ani, reușește să dea totul peste cap, să schimbe istoria. De aceea și istoria de la Hristos s-a redefinit, s-a recronometrat. Ceea ce vedem clar, și de aici vedem clar că Hristos n-a fost un simplu om. Și Buddha a încercat într-un fel să facă o revoluție interioară, dar a făcut infim de puțin. A încercat și Confucius, au încercat și alții și alții. Dar singura revoluție autentică, duhovnicească, a adus-o Hristos, El fiind Dumnezeu omul, nu un simplu om precum au fost Mahomed sau Buddha sau toți ceilalți. Joseph de Maistre afirma în 1811, dacă oamenii ar înțelege revoluția astăzi, mâine aceasta ar fi încheiată. Adică dacă oamenii ar pricepe cu adevărat ce înseamnă o revoluție exterioară, faptul că ea de fapt aduce doar dezastru spiritual, atunci ei ar renunța la revoluție exterioară și ar începe toți lucrarea aceasta a revoluției lăuntrice. Irina Bazon scria, în spatele crizelor din plan cultural, politic, economic, în care se zbate tot mai neputincios omul postmodern, se află o profundă criză morală, spirituală, care a căpătat astăzi proporții fără precedent. Revoluție dezlănțuite în ultimii 300 de ani au pregătit și adâncit această criză. Adică, vedeți, exact și a confirmat acest lucru. Faptul că aceste revoluții n-au ajutat pe om să sporească duhovnicește. Ele reflectă, în esență, răzvrătirea omului împotriva lui Dumnezeu și a unei rânduieli creștine bazate pe rosturile firești pe care El le-a sădit în creația sa. Am încheiat citatul. Deci, din nou, aici vedeți, se confirmă ce spunea Michael Jones, că toate aceste revoluții exterioare au și ca și criteriu comun faptul că ele se răzvrătesc împotriva legii aduse de Hristos. Sunt antihristice. Pentru că rădăcina problemelor e o profundă criză morală, spirituală, singura rezolvare e doar această revoluție interioară predată și propusă nouă de către Domnul Iisus Hristos. Amin. Acum vă mulțumesc că m-ați ascultat. Dacă doriți dumneavoastră să puneți întrebări în continuare, o să le ascult. Da. Ar mai fi, cum am spus, multe de vorbit despre faptul că aceste revoluții exterioare sunt pregătite cu mult timp înainte și faptul că ele au un foarte mare sprijin constant și înainte, deci la concepere, și atunci când izbucnesc, și atunci când sunt duse la întreprinire și mai apoi când ele intră pe post de nouă lege. Vedeți, de aceea s-a spus că fiecare revoluție e urmată de o birocrație, adică cei care se instalează la conducere, aceia în continuare vor deveni noi legislatori, da? Care de fapt n-au rezolvat nici ei mare lucru și atunci după ei va veni o altă revoluție și aceea se vor ține și ei cu dinții de funcții și de scaune până când se va pregăti suficient de bine o altă revoluție care să-i măture și pe aceea de acolo. Vă mulțumesc pentru faptul că m-ați ascultat și vă doresc în continuare un post cu spor duhovnic.